Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată facem un super mega chest opening cu multe silver chesturi, pentru că mai am unul și la chestia asta free. Yay! Ce chest opening puternic. Bine, și am graveyard un shop, dar n-am bani să-l cumpăr. Yay! Ce bine că mi l-a dat acum. Bun, ce mai avem aici și partea importantă, ce ne dă după Giant Chest? Am deschis pe conturile abonaților Giant Chest-ul, după care mi-a dat Super Magical sau Legendary. Să văd dacă e și la mine la fel sau îmi dă un Golden. Cineva zicea pe chat că-ți dă odată Golden, Magical sau ceva chest smacker, după iar Golden, iar ceva chest smacker și tot așa. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să apăsați nici pe butonul de like și cel mai important lucru, dacă vă place evident ce găsiți pe canal, nu uitați să dați un subscribe. Poate reușiți să facem și golul ăsta de aici până mai spre seara. Cine știe, poate facem chiar și un stream azi, nu-i 100%, sigur, depinde cum vine la sala de spart. Dacă-ți varză, nu facem stream. Dacă nu-ți varză și-ți numai pe acolo ceva cartof cu nu știu ce, facem. Deci am băgat chestia asta cu măcar, nu știu. În fine, la 1000 de like-uri, suntem super mega forță. Hai să vedem cine dă din Silvăreanu, că da, e bune silvărele. Bun. În cazul în care ați fost aseară pe stream, știți că am fost iar la un match distanță de a intra în CH1, n-am reușit, acum ați la 3088, că na, CSF. Bun, și o rogârlă și rachetă. Casa cu Goblin și Goblin Gang, deci până acum absolut nimic interesant, adică nici măcar ceva ce pot folosi, dar îi binișor. Goldianu, Suleiman și 4 bărbați. Ok, bun. Goldeanu să-l luăm, da, Goldeanu-i. Să vedem după aia, curios. Sper să-mi dea un super magical chest, frate, sau un legendary, că deja m-am strat de chesturile astea super sparte. Skeleton și elicopterul este. Ce carte bună, frate. Hai din cine dă de aici. Collect Reward. O, mortarele, frate, îmi plac al rec. Adică, da, am doar 2088. Che frumos. Hai că să lăsăm așa pe final, să fie mai dramatic. Cum luăm legendarea de acolo. Gemuri. Gem de piersicuță, Ice Golem. Valkyrie, bun până acum absolut nimic. Oh, mortare, nice, bă, aveam nevoie. Și o epică super bună, pe care o folosesc super, super des. Oulinda, yay. Băi, bine că mi-au dat până acum cărți super bune, adică le folosesc, îs păbines. Și domnul Giant Chest, măcar o trupă de Porsche. Chiar dacă eu n-am nicio rară în deck, măcar o trupă de porci, că bănuiesc că e cea mai bună rară, nici nu știu dacă e cea mai bună, dar să zicem, oh, elicopterul, nice. Și Wolfie YouTube, mersi fain de subscribe. Cannon, bă, folosesc al dracu-și ăsta. Puh, mini pe ca mai mult, bun. Mie e drept că nu prea folosesc rare, dar ok, deci am avut dreptate, nu funcționează cum ați zis voi pe stream. Pattern-ul nu e un golden, un ceșmecher, un golden, un ceșmecher. Pattern-ul e probabil random, oarecum. E legendary, preferam super magical pentru că acolo îți mai dă și cărți și bani mai mulți. Adică, din asta nici măcar nu dă bani. Oh, ok. Dar e ok, e legendary, 400 de puncte, îmi dăm fiecare zi un quest. Faci cam 20 per quest, ceva în genul. Aia înseamnă 20 de zile? Cred că da, ceva în genul, pe acolo, vreo 20 de zile o să dureze până deschid legendariul ăsta. Nu-i rău, pentru că s-ar putea să reușesc să-l sincronizez cu încă un legendary. S-ar putea, nu știu exact câte mai am, vreo 70 de chesturi de deschis. Ceva în genul. Deci s-ar putea să reușesc să le fac ambele deodată. Ceea ce ar fi destul de fain, că pe contul meu n-am deschis niciodată două legendariuri. Și ar fi fain să-mi dea direct din două legendariuri, doi zopi. Și să-l duc și la level 3. Sau bine, două graveyard-uri și să mai cumpăr unul, ar fi demențial bun. Hai să dăm un match, să ne scăpăm odată de Arena 11. Ca să putem face după aia goal-ul înapoi în Arena 11 sau ceva în genul, pe streamuri. Dă-i să pută, prietenaș. Corect, adică la 3808, de ce nu mi-ai dat un level 12? Știi cum zic, adică, hai să ne jucăm, copii. Bun. Ah, level 13 din start. Dacă la Arcașa e level 13, garantat la alte cărți ai level mult mai mare. Bine, mult mai mare. La fel din mare, că n-ai cum să ai mult de 13, dar nu. Da. Brain lagă, brain freeze, brain stricat. O încercăm așa. Un level 10 corect așa la Valkyrie micuț, un level 3 la legendară, frumos. Că nu ne jucăm noi la level 12 cu cărți din astea, de curiozaur cu level 2-3 pe acolo, chestii vrăjele.
Ori aveam level Barosan, ori ne băgăm brișcană cu aici, știi? Adică level 13, așa pe nașpa. Nu e panică, man, știi cum zic? Level 3 de la legendară, level 13 la scroafa asta care practic mă arunce acolo și stai și te uiți, știi? Genul ăsta de cărți pentru oameni care au IQ sub 2, știi? Na. Ai luat carte, ai pus-o și stai și te uiți cum îți câștigă meciul. Că practic nu poți să faci nimic și adică, nu. Îmi place. Băi, corect matchmaking-ul, eu recunosc. Deci matchmaking-ul în jocul ăsta e super corect și nu-i rigged deloc și nu-i pay to win. Și? Adică uite, are level 12, perfect fireball-ul ăla e undeva la level minim 9 pentru că mi-o spart Electro Wizard-ul dintr-o bucată. Deci dacă n-ar fi avut minim 9, nu mi l-ar fi spart. Dar are băiatul pentru că este forțini. Houdini pătrăulini. Uitați-vă și voi acolo ce corect a mers treaba. Acum bagă din nou scroafa aia de level 13. Aia pe care o plasez super greu și că nu știu exact unde să o pui ca să fie efectul maxim. Ok, încă nu o băgat, what the fuck. Holy fuck, adidu, my friend. Dăm și un poizonesc acolo, corect. L-a băgat pe Jigo. Hopte Jigo-ei. Dă-i cu spatele, dă-ti e dracu. Un fireball corect pentru Electro Wizard. Cum ziceam, level minim 9. Dar bine, având Valkyria la 10, mă gândesc o fi și ăla tot la 10. Adică nu se joacă băiatul cu cărțile astea de fraieri. Părerea mea acum, Ana. Posibil să n-am dreptate, dar de obicei am. Băi, eu aș vrea sincer numai să trag de timp și să facem egal, dar n-am cum. Un Fireball Forțini, Houdini, Pătrăulini, 374 HP, uite cum vine scrafa. Păc! Bine, și-o și ratat săgețile ca un ratat. Și m-a bătut, good game, bineînțeles frate, ești un jucător profesionist de Mario. Ca să bagi la mată. Nu știu când o să-și dea seama ăștia de la Supercell că la un moment dat mulți jucători o să-și bage cioaca în jocul lor. Și adică, frate, mă dai cu level 12 cu unul care are cărțile aproape toate maxate, știi? Fireball-ul nu era de 10, era doar de 11, știi? Cum zic? Adică era maxat deja. Deci m-am jucat contra la unul care are una, două, trei, 4 cărți maxate și poți să zici că asta e aproape de maxată și asta la fel, deci cam tot deck-ul aproape maxat. Bă, puteam să-l bat având în vedere că a fost corect jocul și mă dat contra la un level 10 cu cărțile maxate, nu mă dat contra la un level 12. Mie mi se pare foarte corect. Ah, doar 4600 a avut băiatul. Păi nu e panică, man, puteam să-l bat. Poate cu limba peste cur, nu știu, pe umăr. Da, l-am bătut, de s-a căcat pe mine, e bine. Aproape 6.000 de win-uri. Bă, nu știu, eu zic că aveam șansă să-l bat. Voi ce ziceți? Uitați-vă la deck-ul lui. Nu-i cine știe ce deck, adică na. 3.9 cu scroafa asta. 231 per hit. Cu 3700 HP. Card is at max level. Easy, frate. Card is at max level, 832 damage, 333 pe coroană. Pe crown-ă. Da. Ăsta la 3, bine, asta nu-i cine știe ce la 3. Adică e bun, dar nu-i wow. O carte corect maxată. Dar stai frate, am uitat bă, că am și eu Knight-ul maxat frate. Cum de nu l-am bătut pe ăsta? Băi că Knight-ul e cea mai OP carte din joc. După spusele marilor profesioniști de FIFA 12. Bun, la asta oare cât mai are? Sunt curios. Sper că maxează și pe asta mai rapid. Că dă o dracu frate, nu te joci la level 12 cu cărți din astea. Da, deci un adversar cu aproape toate cărțile maxate. Da, hai de rupe cancerul, da, îl rup, 4600, are acolo cărțea asta, pe oameni. Da, au trecut și 10 minute, văd că nu cred că vreau să mai fac un match, pentru că am intrat în starea în care nu e să trec pumnul prin monitor și piciorul prin Supercell. Ba, a fost frumos, am luat și cărți bune din chesturi, măcar dacă aveam 40 din igol să mă console și să cumpăr un graveyard. Dar, da, cam aia e, cum am zis. Cred că o să ies din, bine, o să ies, o să fac CH1 în momentul în care fac level 11 sau în momentul în care am un bulan din ăla incredibil și mă bat cu adversari care au cărți
cam ca și mine, știi? Adică să fim totuși oarecum de la egal la egal, teoretic. Până atunci ne jucăm cu scroafe de level 12, cu cărți aproape maxate, care a fost la 4648. Bănuiesc că acum e faza aia cu reset la sezon, bla bla bla, și până merg șobolanii ăștia mai sus, o să am de așteptat un pic, pentru că nu văd altfel logic, adică de ce m-ar da cu din ăștia? Că na, în fine, da, e ok. Chiar dacă lor le se resetează la 4000 și o să ajung la 3798. Cu deck-ul ăsta el a ajuns la 3798. Cu cărți maxate. Și la vădăși. În fine, cam asta a fost episodul, fraților. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut extrem, extrem de mult. Și dacă v-a plăcut cum l-am bătut pe acest level 12 cu cărțile maxate, nu uitați să primiți și pe butonul de like. La 1000 de like-uri, super mega forță. Salutare! Și aveți o zi super faină și o săptămână super șmecheră. Numai bine!